la un vernisaj deosebit cu lucrări semnate de profesor ai Liceului de Artă Ștefan Lucian din Botoșani. Lucrările sunt de vânzare, să știți. Da, și constituie ambientul acestui moment de dublă lansare de carte. Avem aici autorii, Viorel Ilișoi și Irina Munteanu, botoșăneni din naștere, național și universal prin ceea ce fac. Și consider că într-un moment în care clipele se așternu asemenea perlelor într-un șirac, cuvintele mele trebuie să fie puține, pentru că despre autori și despre volumele lor vor vorbi astăzi poetele Cristina Tisacaru Șoptelea și Ana Manon Fițu. Așa că le dau dumnealor cuvântul să spună ceea ce consideră că trebuie spus. Vă mulțumesc și vă așteptăm întotdeauna în galerii, pentru că un spațiu de o asemenea eleganță, frumusețe, nu și are rostul într-un oraș cultural, cum consider eu că este Botoșani, decât prin prezența dumneavoastră la evenimente. Încercați să veniți mai des și să considerați acest loc un altfel de acasă al dumneavoastră. Vă mulțumesc! Bună ziua, dragi prieteni, bună ziua tuturor! Mulțumesc pentru invitație, mă bucur și mă onorează atât colegiul cât și compania. Eu vin să vă prezint dumneavoastră cartea practic cel mai recent volum al Irinei Munteanu, jurnalistei Irina Munteanu, volum intitulat Atât de inspirat cu zonierul. Despre Irina Munteanu, probabil nu să știți mai multe. Eu am să pomenesc totuși că s-a născut aici la Habârna, în județul Botoșani. A urmat Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării. A activat multă vreme în presa centrală și actualmente este redactor în grupul reporterilor independenți. Dacă greșesc, vă rog. Și la editura. Uitați, era incompletă informația, în general de spusele. Prizonierul, ca o parte dumneavoastră o aveți deja, este practic al doilea volum al autoarei. Tot un roman polițist, ca și primul, care se numea Crimă la Grădina Botanică. De data aceasta, prizonierul fiind un thriller care poate fi citit și ca studiu psihologic al clientului. Iubitorii de istorie, zic eu, că se vor bucura și vor lectura cu plăcere această carte, pentru că romanul pune mai multe probleme, printre care, de exemplu, dacă intervalul de 30 de ani este suficient și necesar pentru a cântări cum trebuie istoria noastră recentă, istoria recentă a României, sau, de fapt, care ar fi distanța onestă, de la care să se poată privi just și eficient acest capitol, din punct de vedere general, al mentalului colectiv, pentru că vom vedea, dar din punct de vedere individual, cu totul altfel stau lucrurile. De altfel, una din premisele cărții este faptul că, din motive de altfel foarte neînțeles de cel mai multe ori, tindem să abordăm și să învățăm foarte superficial din istoriile, din istoria, care nu ne ating în mod personal. Astfel, în continuarea, parcă, a ideii lui Remarque, nu-i așa oamenii luminoși, se văd mai bine în rămâne întunecate, paginile Irinei Munteanu, proaspete și de literatură de foarte bună calitate, din punctul meu de vedere, se referă la felul în care cad accentele, nu numai pe timp și pe percepția evenimentelor, faptelor, fenomenelor unui regim, cât mai ales pe oamenii lui, într-o încercare de umanizare, din punct de vedere cauzal, a aspectelor comunismului. Structural, că nu vă să vă plictisesc, deși cartea începe cu un prolog, există în următoarele capitole câteva fraze, sintagme, care funcționează exact cu același rol. Și am să vă rog să-mi permiteți să citesc una. Este vorba de evenimente subterane mai puțin vizibile, care influențează într-o mai mare măsură viața tuturor.
Omagul, zic eu, că se remarcă prin ascuțimea observațiilor, datorată documentării foarte serioase, se vede jurnalistul, și stilul curat, alert, autoarea având știința exactă atât a dozei, cât și a plasării figurilor de stil, care funcționează asupra atmosferii ca picăturile de cerneală disipate în apă, creând nu neapărat un efect de ambiguizare, ci mai degrabă semnalând existența unor elemente disonante. Personal, am apreciat foarte mult autenticitatea cu care este redată atmosfera mediului social autohton, specific românesc, însă fără a recurge la denaturarea acestei atmosferi înspre ridicol sau grotesc, așa cum se întâmplă de cele mai multe ori în ficțiunile contemporanele. Scriptura asta curată, vie, fără preciozitate voită stilistică, lipsită de orice elemente bombastic, aproape austeră, mi-a adus aminte mie de scrierile de general american cei Joyce Carol Oates. Cititorul luând doar notă de fapte și aspecte, pentru că accentul cade, cum spuneam, în primul rând pe potențialul cauzal al acestora, mai puțin pe caracterul șocant al faptelor. Și mi se pare o foarte mare, foarte mare realizare. Și deosebit de important să poți scrie despre oare și despre oribil, fără să-ți încarci cititorul cu grijă pentru el. Inteligența cu care autoarea construiește psihologia personajelor sale, precum și empatia ușor stranie pe care o manifestă față de ele, în dilemele cu care le obligă să se confrunte, ca și imaginea tânărului timid, șters și asocial, pe care veți întâlni în carte, tânăr a cărei preocupare va lua proporții și va ajunge să-i domine viața, și care este strivit totodată de neputința de a stabili o legătură cam cu cine îl interesează și are nevoie mai mult. Sunt tot atât de argumente pentru o cheia psihologică în care poate fi citit acest volum. Se vede iarăși mâna jurnalistului, mi s-a părut foarte interesant că romanul mai ridică o problemă, aducând foarte, foarte aproape de noi conceptul de transmitere genetică a suferinței, epigenetică transgenerațională se numește. Ideea apărută relativ de curând în România, printre specialiștii de gen, psihologi, psihiatri, chiar pediatri, dar declară că de acum 50-60 de ani, ea a fost o personalitate renumită a psihanalizei franceze. Și ea dându-ne și vestea bună, și anume că transgeneraționalul ăsta de care vă vorbeam adineauri, se poate modifica, stă în puterea noastră cumva să facem asta și nu e nevoie să fărăm după noi, pentru că, așa cum toatea spune, tot e langaj. Totul este limbaj sau mai degrabă totul ne vorbește. În aceeași notă, titlul mi se pare foarte, foarte, foarte inteligent, prizonierul, pentru că vorbește cumva despre închisorile pe care fiecare dintre noi lătărăm zilnic după noi. Irina Muntea anumizează, practic, pe inteligența cititorului și pe disponibilitatea sa sufletească, într-un volum care nu încarcă și care este surprinzător de ușor de citit. Așa că, în încheiere, vă doresc ca acest roman să ajungă la dumneavoastră, să-l lăsați să vă prelăjească un răgaz de foarte bună calitate, dacă nu pentru reflecții și pentru plăcerea bună a lecturii, măcar pentru bucuria dezlegării misterului crimei de la Comitetul Central. O felicit pe autor și am zis să spun câteva cuvinte, eventual despre mine. Mulțumesc mult! Am emoții foarte mari, vreau să mă iertați dacă tremură un pic vocea. Vreau să spun că pentru această carte m-am documentat foarte mult. Nu sunt obișnuită să vorbesc la microfon. Ideea mea a venit când am făcut un tur al cerurilor, unde au fost reținuți oameni de către securitate și chinuiți. Una dintre aceste cerule se află la subsolul Comitetului Central. Apoi am lucrat în Ministerul Dezvoltării Naționale, care avea acolo o direcție, în postul Comitet Central. Și am avut ocazia să vizitez una dintre aceste cerule. De aici a plecat ideea acestui roman, dar apoi am citit foarte mult, am fost pe la bibliotecă și documentarea a durat, cred că, jumătate de an, apoi am început să scriu.
Sper să vă, să vă placă cartea, să o citiți cu plăcere și sper să am curajul să o iau de la capăt la un moment dat. Mulțumesc mult că ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit. Este foarte greu să scriu, să vorbesc despre Viorel, pentru că îl cunosc de foarte mult timp și acum trebuie să mă îndepărtez puțin, să-l privesc ca un, ca unul dintre cei mai buni reporteri de după Revoluție, dacă nu cel mai bun. Ca un scriitor, ca un, ca o vedetă, pentru că vedeta de astăzi este el, Viorel. Romanul strălucitor. Credeam că suntem prieteni. Suntem prieteni, păi prietenește vorbim. De ce vorbim? Romanul strălucitor, romanul. Cartea strălucitor poate fi privită din mai multe puncte de vedere. Ca un roman cu multe amintiri, ca o carte de povestiri care se pot citi de sine stătător și ca o, sau ca o, ca o serie de reportaje care au trecut de mult granița către literatură, cu toate că unii critici consideră că reportajul nu este literatură. Din fericire, Viorel Ilișoi a reușit să aducă acest reportaj în literatură și va rămâne acolo pentru că numai el scrie într-un mod atât de original și atât de complex. Despre Viorel, despre ceea ce scrie Viorel Ilișoi nu se poate vorbi în cuvinte... În spate se aude? Nu se poate vorbi cu cuvinte bombastice, pretențioase, pentru că pur și simplu tot ce scrie Viorel Ilișoi este de o simplitate dezarmantă. Pentru că el scrie despre omul simplu, cel mai mult despre omul simplu. Și din acest motiv eu aș încadra scrierile lui Viorel Ilișoi într-un soi de al cărui reprezentant în poezie este tot un cotoșneal Dan Socio. Volumul de față începe cu o monedă de 5 lei, dar ajunge imediat și monumental la izbucnirea Revoluției la putere și care, din lipsă de ocupație, au ajutat planetele să se alinieze și au luat de atunci drumul ziaristic. Așa începe povestea, adevărata poveste a lui Ilișoi, pentru care a fi ziarist mai presus de toate, este însăși rațiunea de a fi. Strălucitor, mi se pare scrisă ca o epopee, o poveste a nașterii reportajelor, în care ușa este deschisă de un tânăr leșinat de foame și lemnit de fric, de un șomer fără acte, pentru că în 89, înainte de Revoluție, șomajul nu exista ca formă. Dar eu reușeam să-l practic și așa. Da. Cred că știe toată lumea că Viorel Ilișoi a fost primul ziarist român închis după Revoluție, condamnat la 3 luni cu executare, nu? Și în urma protestelor internaționale a reușit să iasă după 19 zile. Mai exact, să fiu dat afară. Titlul cărții este dat de povestirea strălucitor, care mi se pare este povestea călătoriei inițiatice făcute de autor în 1991 în satul Mana din Basarabia, satul natal al lui Paul Gomă. Călătoria inițiatică îți oferă posibilitatea să vizitezi și să te conectezi cu alte culturi și tradiții, cu energiile locurilor sacre, să înveți despre tine și despre multiplele posibilități pe care le ai, astfel încât să trăiești experiențe spirituale autentice și să accesezi noi stări de conștiință. Vă asigur că
În această călătorie, Viorel a încercat toate aceste experiențe, pentru că dacă dai la o parte umorul inevitabil, vei vedea toată durerea unui om revenit din foame și din veția morții. O altă impresionantă povestire este Jurnalul Gălățean, în care autorul este delegat la Galați să prezinte, să facă niște cursuri de ziaristică, nu? Și mentor. Are acolo niște aventuri de nedescris pentru altcineva. Vă rog, insist să cumpărați această carte, pentru că, cum să vă zic, vă va duce într-o lume pe care mulți nu vor recunoaște sau vor zice, băi, așa ceva nu există. Dar există, pentru că le-a găsit Viorel cu ochiul lui atent de reporter. Aventurile par desprinse dintr-un film de groază, ca multe alte imagini din carte. Caracteristica autorului este limbajul modificat insesizabil de-a lungul timpului. Deci regionalismele sunt foarte des întâlnite în carte și sunt convinsă că cei mai tineri sau cititori din alte regiuni au nevoie de un dicționar pentru a înțelege cu exactitate ce se întâmplă acolo. Și asta este o Moldoveniști multe și da, nu știm. Da. Pentru clujeni angajăm un translator. Regionalismele sunt un deliciu. Un deliciu. Avem o limbă frumoasă. Da. Dintre toate provinciile, eu am fost peste tot și cea mai corectă limbă română, nativ, se vorbește în Moldova. În Muntenia, unde s-a mutat, nu ești câte într-un ca să nu fie chiar ca la Academie. În Muntenia, unde se mutase la un moment dat mama, toți oamenii vorbeau și intelectuali și muncitorii cu pluralul la singular. E bune, e frumoase, e faine. Și la mine în sat se făceau dezacorduri, însă nu așa de flagrante. Și oamenii, în simplitatea lor, vorbeau o limbă română foarte apropiată de limba literară din punct de vedere gramatical. Când am ales într-o povestire să folosesc foarte multe regionalisme și de la noi și de la din Moldova, de dincolo de Prut, regionalisme, nu știu cum să le zic, rusificate, rusisme foarte specializate linguistic, am dat cumva o traducere ca să priceapă lumea despre ce e vorba. Nu m-am ferit de ele, îmi dau seama că e o dificultate de lectură, nu chiar așa de mare, să ai regionalismele astea, dar nu m-am ferit de ele pentru că au o savoare deosebită. Pentru mine, deosebirea între cuptor și cuptior e uriașă. Cuptorul e o chestie pe care o ai acolo, cuptiorul și cuptiorașul, că nu multă lume șalintă, ai o namile de lut pusă în mijlocul grădinii și bagi în burta ei acolo niște avați și scoți cozonaci. E o chestie aproape magică, miraculoasă. Și atunci și o chestie sărbătorească, facem la Paști sau la Crăciun. Și atunci normal că îi zici cuptior, la linii, la linți. Și la linți și mai mult de atât, deci cuptioraș. Deci în alte regiuni ale României nu am găsit. Doar un exemplu și primul care vine în minte, iartă-mă că te-am întrerupt. Personajele sunt creionate perfect, au forța și realitatea personajului de reportaj, dar au culoarea, umorul și căldura personajului de roman picanteresc. Sunt autentice și sunt deja nemuritoare pentru că Viorel Ilișoi le-a nemurit. De exemplu, bucătarul din Vișeul de Sus, recepționarul de la Orhei, Petre Bulboană sau evreul din Huș. Sunt doar câțiva din cei imortalizați. Plus că multe personaje sunt oameni cu care ne întâlnim pe stradă, cu nume și prenume. Nu spun cine sunt, pentru că vă las plăcerea sunt și aici între noi. Vă las plăcerea să-i descoperiți. Cartea este deschisă de un copil plecat din casa de copii și
care a călătorit în toată țara asta. El a lucrat și la Botoșani, și la Iași, și la București, dar undeva în... Și Galați? Și Galați, da, și Galați. Undeva rămâne, în spatele tuturor acestor cuvinte, îl veți găsi pe acel copil, el n-a dispărut. Este acolo și tot timpul îl face atent pe autor, eu sunt aici. Cartea o închide un om serios, a proprietar cu casă în capitala țării noastre, dar care rămâne un om încercat de o tristețe necunoscută. Despre Viorel Ilișoie și reportajele lui au scris cronicari de tot felul, din care amintesc pe Bogdan Crețu, Livia Antonese, Magda Lungu, Octavian Soviani, Lucian Vasilescu, Mihnea Măruță. Mihnea Măruță, de fapt, prefațează strălucitorul. Ce să vă mai zic? Doar citind strălucitori veți afla cine este adevărat om Viorel Ilișoie. Acum aș vrea să vă citesc un fragment de aici. Mă gândeam că în 1990, în timp ce scriam primul meu articol pe un colț de masă și mă vedeam umblând numai la patru ace, fățâindu-mă pe la cele mai scumpe restaurante, ceea ce într-un fel s-a și întâmplat. Am umblat adesea când se slăbeau la alea patru ace, care îmi țineau mânecile descosute de la subțiori. Și de multe ori am mâncat la cele mai scumpe restaurante, napolitane, pe hol, așteptând vreun mahăr să-și termine masa, bucuros că îi voi culege firmiturile gândirii într-un interviu luat din mers până la mașină. An de zile am cărat prin țară, în diplomat, alături de blocnote și de aparatul foto, borcanul cu tocăniță de legume, lingura și cutucul de pâine. Dar când articolul scris de mână pe o hârtie pătată cu bulion ajungea în ziar, cu numele meu de desubt, nu mai trebuiau nici costume la dungă, nici plecăciunile chelnerilor. Eram cel mai fericit om din lume. Mă întreb cum le-am putut păstra până acum bucuria asta, când pe celelalte le-am pierdut pe drum, una câte una, ca și cum aș fi dezbrăcat de câte o haină în călătoria mea spre capătul vieții, ajungând la sfârșit gol, goluț, dar ziarist, doar ziarist. Atât. Mulțumesc prietenilor lui Cristina, prietenilor lui adolescența noastră politică. A prins foarte bine câteva lucruri despre cartea asta care era că pe ce să aibă neșansa de a fi luată ca o carte despre bețivi. Ceea ce și într-un fel și este, pentru că așa cum Irina s-a documentat luni de zile prin arhive și prin ministerie, m-a documentat prin toate cărțile din Botoșani, a făcut o documentare acribioasă și în cărțile din Basarabia, din Imperiul Sovietic, pe unde s-a putut, adică am călătorit pe sub toate mesele. Dar cartea nu este despre bețivi. Cum bine a remarcat Cristina, povestirea care dă numele cărții strălucitor este o călătorie inițiatică. Faptul că acolo se vorbește despre un băiat, un tânăr de portă din Iași, care se duce în Basarabia la un an de zile, la mai puțin de un an de zile după ce căzuse Imperiul Sovietic și încă mai putea acolo a cizmă sovietică, și că tânărul reporter se îmbată îngrozitor până în stadiu de comă, bând o băutură care se numea strălucitor. Vedeți, e un fel de șmecherie a lor, o trăbură lor îi se dă nume frumoase. O porcărie făcută de nu știu ce, cartea nu elucidează de ce era făcută, din substanță. Dar de ce o face? De substanță. Dar cum se cheamă substanța? Substanța? Cartea nu este despre beție. Astea sunt doar elementele de decor epic și în substratul lor este călătoria unui tânăr spre sine, spre propriul destin,
o descoperire a Sirelui este o descoperire a unei lumi în schimbare, pentru că România 92 și Basarabia 92 erau niște, din România și Basarabia, nu iertați durerile, asta e situația. Erau niște țări într-o profundă tulburare, ambele, nu se regăseau, erau o nebunie și aici și acolo. Securiștii în continuare erau lângă noi, acolo tancurile sovietice erau pe Niscu, era și război, erau nebunii. Era, acolo nu numai regăsirea unui personaj, ci e un personaj tipic al acelor vremi. Mihnea Măruță, cel care prefațează cartea și care recent și-a luat doctoratul în filozofie și inteligență, dacă o să mă auzi cumva, a remarcat că este o carte despre post-comunism. Și într-adevăr este o carte despre perioada de tranziție a noastră, o tranziție am zis eu, de la nimic spre nicăieri, că tot n-am ajuns nicăieri, dar măcar ne-am chinuit. Am observat că în literatura de după 90, pe de o parte a fost un exces de recuperare din perioada comunistă. Dom'le, tot ce am avut voie să spunem în comunism, hai să zicem acum. Și au dat-o băieți, au lipit sexul pe pereți și l-au expus și l-au... Dar nu tot ce nu se putea spune pe vremea comunismului merita neapărat spus acum. Nu mi-a plăcut genul ăsta de literatură porcoasă, că n-am putut să evit. N-am evitat nici eu, că așa e viața. După aceea, un alt segment important de literatură actuală este una experimentalistă. Am citit o grămadă de cărți, de cărți din care nu am înțeles absolut nimic. Era un spectacol gol de cuvinte, uneori inteligente, frumoase, flamboiante, dar rămâneai cam cu același gust după ce citeai o poezie dadaistă. Te uimea spectacolul acela de idei, de cuvinte, nu să nu rămâneai cu nimic după aceea, era doar un ca o piesă de teatru, atâta timp cât o vedeai, atâta timp cât citeai cartea. Când închideai cartea, deodată te contropea lumea din jur și uitai totul. Eu sunt mai moș, așa, mai conservator și prin forța lucrurilor, prin faptul că am scris 30 de ani de zile reportaje, inspirându-mă direct din realitate, mai mult sau mai puțin, că a fost o perioadă când se și inventau subiectele, ca și acum. Am preferat să mergi spre un gen de literatură care se recupereze la modul onest, fără să dai marele filozof sau marele scriitor, cu multă onestitate și cu multă cumințenie, să recupereze un gen uitat și desconsiderat în literatura contemporană, povestirea. Toată lumea vrea să scrie roman filozofic, să facă roman eseistic, să disemineze idei într-o populație care nu vrea să primească idei. Văzut toată lumea să scrie capodopere care să strigească rafturile istoric literare și eu m-am dus modest ca un băiat de la țară, că hai să mergem să scriem povestii. Deci un lucru și zici cum a fost, cum a făcut Creangă, cum a făcut Slavici, avem o atâția Agrpiceanu, care e uriaș, am recitit, am scris recent un articolaș despre cum mergeam spre București cu mașina, venind tot de la Botoșani, ne-am avut niște filmări. Și la radio am auzit un interviu cu urmașul Feferecii, nepotul acelui personaj, Fefereaga, Agăpicianu, care ne-a chinuit tare mult în școală, ăștia mai de vârsta mea așa. Mi-am reamintit de Agăpicianu în timp ce conduceam, mi-am reamintit cu câte emoții am citit proza aia, am tras pe dreapta într-o benzinărie, am scos telefonul, am căutat pe internet Fefereaga și am recitit Fefereaga, că nu mai puteam de nerăbdare. Și mi-am dat seama ce autor uriaș era Agrpicianu, ce puternică artă literară avea și a fost o mică, scurtă și puternică reconfirmare că opțiunea mea a fost una bună, aceea să mă duc spre povestire și să povestesc lucrurile așa, mai mult sau mai puțin așa cum le-am văzut, pentru că ce-am văzut eu în 92 era ceva. După 20 de ani când am scris povestirea aia, totul e filtrat printr-o experiență ulterioară. Unele din amintiri se estompează, altele dispar de tot, altele se amplifică. Este o reordonare a realității conform momentului când a fost consemnat în scris.
Și în faptul că am păstrat povestea acelei peții, poate că a fost doar un artificiu, o șmecherie literară, să-l atragi pe cititor, să-l păcălești ca la cil cu un număr magic, hai să te arăt cum s-a îmbătat unul mișto de tot, un coniac strălucitor și a dormit două zile și o noapte în comă, într-un hotel părăsit de la Orhei, într-un imperiu prăbușit la marginea țării și la marginea spectaculos. Dar atrăgându-l pe numărul ăsta de magie, îi servește subliminalul cititorului o mulțime de alte lucruri mai subtile pe care Cristina le-a prins. Mă bucur foarte mult că și Manon a înțeles că nu-i vorba la Irina doar despre un roman polițist, ce are o miză mult mai adâncă, fiindcă sondează profund în traumele noastre istorice. Povestea asta, cartea Strălucitor, s-a spus despre ea că este și un roman, criticul Bogdan Crețu, pe care îl consider cel mai important din generația lui și din perioada asta. În noastră a zis că poate fi citit ca un roman, zic că acum noțiunea de roman e atât de laxă, poți să încadrezi la roman orice și o factură de la hotel. O pui acolo și acum e roman. Poate fi citit ca un bildung roman, ca un roman al formării, adică începe din anul 90, când eu eram șomer pe aici, pe Bădărani, că nu vreau să lucrez pe timpul Ceaușescu, dar cum zicea Cristina, șomeri oficiali nu existau. Băi, că ăștia care aleagă acum pe strâni poliții și milicienii pe vremea, mă căutam și mă pungă și mă trimit la muncă, ceea ce bine nu convenea nici una, nici alta. De toți nu-mi plăcea că era iarna și mi-era fric la cap când aveam căciulă, iar de muncă, nu. Adică nu aceam pe care mi-o rezerva partidul. Te prindea și te ducea, îți dădea de muncă la mine, în Valea Jiului. Și dormeam pe la prieteni, mâncam pe unde apuca, uite, urmă pe Vasile a Gavriloaie aici, mai dormeam era la cămin, la mecanica, nu știu, mai dormeam pe la căminile din familie și pe unde mai apucam, prin gara, pe la cimitir, că am avut o perioadă de aproape 2 ani de viață de asta vagantă, din care am învățat foarte multe. Cartea este dedicată unui prieten, Florentin Florescu. Cred că majoritatea îl știți, ziaristul Florentin Florescu. Și am scris aici, că eu zic cu Florentin Florescu, cel mai vesel om trist, umorist. Toată lumea știa că e umorist, dar asta era o figură pe care o făcea el așa pentru public, în interiorul lui prietenii de apropiață știau că erau niște bolgi de tristețe, de suferință, de tribulație. Și cam toată cartea e așa, e veselă la suprafață și cum zgârii un pic cocleala de veselie. Cartea e de un umor nebun, eu am râs când am scris piesele astea. Am râs prostește când am pregătit cartea pentru tipar, recitind-o. Știți că părăște râd când își aduc aminte și când citesc propriile prin scrieri. Dar am râs ca prost, da? Asta e sănătos să râs ca prost, fără fasoane, fără fiță. Și cartea are nu întâmplătoare în dedicatorul Florentin, pentru că are mult din temperamentul lui. Acest umor aparent, care ești tot timpul în față ca să-l atragi, Florentin sărac încerca să se facă simpatic. Cu glumele lui, cu poantele lui, cu parodiile, cu epigramele lui, să-și ascundă suferința și să-și facă simpatic celorlalți. Că lumea nu vrea să vadă oameni frași, nu vrea să vadă oameni bolnați, nu vrea să vadă oameni frași, toată lumea vrea să vadă tineri și frumoși. Atunci el juca teatrul ăsta, se pară un om vesel și cartea face la fel. Și reușește să pară foarte veselă, dar la final se sparge, se dezvăluie, își arată în final adevăratul substrat. Ce să vă mai spun despre carte? E o carte de povestire de nepovestit. De citit, că dacă vrea să povesti, nu mai citiți. Aproape jumătate din povestirile de acolo sunt din Botoșani, dintr-un Botoșani mai vechi sau mai recent.
Ele sunt, povestirile sunt puse cronologic. Încep din 90 de la Revoluția din Botoșani, pe care eu am petrecut-o pe terasă la Rapsodia. Acolo era un fel de balcon, de stal, de balcon de teatru. Eram la o mulțime pe terasă și mă uitam ce se întâmplă, cum se schimba istoria sub ochii mei. Tot timpul am scris despre Revoluția din Botoșani cu mult umor. Aici nu s-a tras niciun glon, niciun glonț, sau niciun glonț, deci îi preferă cealaltă formă. N-au fost morți, n-au fost mica, doamne, dar după aceea s-au umplut de mult de eroi. Da, s-au umplut de eroi. Eu și cu Florentin Florescu am apărut pe data de 23 decembrie, pe prima pagină din Clopotul Poporului. Așa se numea. Scrie acolo, Florentin Florescu și Viorelii Soi, tinerii noștri frumoși și liberi, că o să-i pădut. Au urcat la balcon și au luat cuvântul și au demnat mulțimea la calm și rațiune, ceea ce a pus să nu se întâmple atâtea nenorocit cum s-a întâmplat în alte orașele sau lucruri. Și deodată că au spus că eu sunt erou și scrie în ziar. Eu puteam să mă duc cu ziarul ăsta să-mi iau legitimație de erou al Revoluției, să-mi dea și mie un hectar de pământ, un magazin, galeriile astea, dacă le ceream. Hai. Ca să am ce să dau. Dar nu m-am dus, pentru că realitatea este că eu nu am participat la Revoluție. Eram cu Ticuță Bojescu, cu Gelu Burciu, Buru, dacă e pe aici, cu Vasilea Smilicesi, profesorul, cu Dorel Andrieș, cu Florentin Florescu. Eram o cașcă, ne învățam la o oră nepermisă, pentru că până la ora 10 nu se dădea de băut pe vremea lui Ceaușescu, dar chiar era, dar fiind aceste tulburări, are cum merge. Noi ne-am răstit un pic, dar n-am nici cu băutura de acasă. Și eu o secvență dementă în carte. La un moment dat, eu și cu maestru Gelu Burciu de la textilă ne chinuiam să desfacem o sticlă de vin cu plută. Și am înfipt bujonul și pluta aia nu prunea nici cum să iasă. Ăsta, unul ținea de sticlă și celălalt, picior în picior, ca la concursul de tras de scori, trăgeam de cerbușonul. Și nu ieșea, nu ieșea. Și în momentul de maximă încordare, bum, a izbucnit în piață. A căzut dictatorul, ura, ura. A explodat. Și burul, dintr-o dată, s-a detenționat și foarte dezamăgit zice, ah, îl conti și-o scoteam. El avea o... Istoria se schimba, el avea o preocupare. Trebuia să îi scoate locul ăla de la sticlă. Și am ajuns la... Se vorbea la teatru, la balconul de aici. Era o echipă care vorbea și mai era o echipă cu altă stație de amplificare, era balconul din teatru. De la teatru cu Marius Prăbojinski, care e și primul și a vorbit, fratele a văzut dictator. Deodată era în Franța. Și sau se vorbea, nu mai știa niciun lucru, știa și de aici, ăștia spuneau că apă otrăvită, aia spunea, nu e otrăvită, nu vă duceți acasă, în fine. Eu urmăream pe unul care avea să-mi dea 5 lei. Pe vremea lui Ceaușescu, dacă nu lucram nicăieri, o metodă de a subzista era să spui bancuri. Și aveam o gașcă de bancagi, între care era și Cătanul ăsta care era de Voronț, ca e acum. Nicu, noi spunea Nicu Modărom, că îi repara televizoare la Modărom acolo. Și un tip cu foarte mult umor, acest Cătanul. Și în jurul lui adună la Modărom acolo și vindeam banca. Dacă eu îți puneam un banc și nu știai, îți dădeam 5 lei. De-aia nu riscam să spun bancuri deja știute, preferam să le inventez. Dacă le inventai, sigur le luai banii la ceilalți, dar la 2-3 zile, că după aceea se împrăștea și nu știau prost. Unul i-a spusese un banc și nu-mi dăduse bani, 5 lei. Pentru mine era enorm, trăiam 2 zile cu 5 lei. Și l-am văzut la balcon. Se dădea erou. Eu eram prin piață cu Florentin pe acolo, cu sticla în mână, chiuiam, nu prea eram entuziasmat, adică nu năvălise de sentimentul de patriotice peste mine. Și l-am văzut pe ăla și am fugit după el să nu recuperez datoria, că nu-i frumos să nu dai banii înapoi la omul. Când am ajuns la balcon, l-am văzut jos pe Florentin. Se foia pe acolo, mă găuta. Și am strigat după el, dar închipuiți-o, că erau 10.000 de oameni aici și toată lumea striga. Și am strigat și eu pe gătarea cu Florescu! Și eu am plecat de microfon, nu mi-am dat seama. Lumea a auzit, Florescu, Florescu, să strige. Din toată povestea asta a reieșit că eu eram la balcon să îndemn la calm și în acțiune. Eu îndemnam la returnarea datoriei. Și o făceam într-un mod foarte particular. Am prins pe urecheatul ăla să dă 5 lei mâncați în scânt. Nu ți-i chipui că dacă a venit Revoluția, ai scăpat.
Și de data asta s-a înțeles că eu am luat la balcon, că îndemnam, nu am îndemnat pe nimeni la nimic, de aia nu m-am dus în mod cinstit să revendic un titlu de revoluționar. De aici începe cartea și analizează încet, încet, cum aproape fără să vreau am ajuns ziarist, cum am făcut grevă în Botoșani. În lumea din Botoșani, care crezi ce înseamnă cultură civică, am făcut greva foamei în februarie 90, pentru că tipografii nu vreau să ne mai tipărească ziarul. Atitudinea era un ziar. Noi numeam comitet de luptă împotriva celorlalți. Noi eram împotriva tuturor. Împotriva tuturor. Împotriva tuturor înseamnă așa lui Iescu. Ca să fii împotriva lui Iescu în 90 în Botoșani, trebuia să fii prost sau nebun. Noi eram ceva între. Bețe. Am luat bătaie, cu ranga în cap, cu scândura. M-a bătut unul în piață, că de ce am vorbit unul de Iliescu? Mă, dacă omul n-a făcut bine, ce să fac? Și tipografii, văzând că noi scriem despre Iliescu rău, n-am vrut să ne mai tipărească de el. Și am făcut greva foamei aici, pe peronul clădirii. Ne-am legat niște pancarte de cât. Doamne, și vineau femeile de la confecția, ieșeau din schimb, frumoasă. Dar ne-a educat de civic. Și ne-a văzut acolo, spuneam, săraci, uite-ne-au ce mâncat. Și ne puneau la picioare, confriți, chestii, pâine, sandwich-uri, cele mai rămăsese lor. Ele știau că greva foamea asta, nu prea avea ce mâncare, nimic mâncare, că nu... Ca să vă închipuiți de unde am plecat. Tot auzi lumea spune că România a stat pe loc. Nu e adevărat, poate n-am mers atât de repede cât am fi vrut noi. Dar s-a schimbat enorm. Și când te uiți așa pe drum și vezi niște sate care s-au schimbat, care nu mai seamănă, în rău sau în bine, dar am mers în bine, mai mult în bine, ăsta e adevărul, poate nu cât am vrut noi. Am plecat de la un PIB de 48 de miliarde de dolari și am ajuns la un PIB de 260 de miliarde de euro în 30 de ani. Dacă nu venea comunismul și nu stăteam blocați 45 de ani, am fi fost acum la un PIB de 400 de miliarde de euro. Am fi fost mult mai departe, comunismul ne-a ținut pe loc. Așa. Și cartea începe după aceea, povestește cum a fost pe la Ungureni, să iau șpadă, că ziarist, acum spun tot că a trecut... Păi nu spune tot, lasă plăcerea. Nu, spun infracțiunea. Da. Că acum a trecut peste 20 de ani, s-a prescris și nu pot să zic cum a luat șpadă. Deci cartea este, poate fi privită și ca o carte de memorie. Da, e scrisă numai din... Atât este amintirile unui ziarist care nu prea ține aminte. Unde nu am ținut minte, poate nu am ținut minte, dar eu am o memorie foarte bună, să știți. Toate numele din carte sunt exacte. Oameni pe care i-am întâlnit și am vorbit 5 minute cu ei, se regăsesc acolo, ei au citit cartea, s-au regăsit, ne-au scris pe Facebook, nu acum dacă mă țin minte cum mă cheamă și cum erau îmbrăcat. Lucrurile astea le țin minte. Dacă citesc o poezie proastă, nu prea țin minte ce scrie acolo. Primesc cărți de la prietenii mei poeți. Și în ultimii ani de zile, că n-am reușit să citesc niciunul. Citesc poezii numai pe WC-ul, că e singurul loc acolo unde ești, te simți ca un împărat așa mic, cu toți imperii, stai pe tron, citești festivă poezii. Eu nu găsești poezie, nu mai place ce să mai scrie acum. Și mă duc iarăși la Iulescu, la băieții care mi-au plăcut. Deci a pomenit acum Manon de sociolog, scriitoare în America, Habana. Nu înseamnă că sunt necitit, dar sunt prins așa într-o epocă cu valorile ei și bune alea. Nu vreau să vă mai țin de vorbă, vreau doar să vă anunț că în august, și atâta, și ca să nu vă plictisesc, în august, să nu vă mai plictisesc, uite, am început să vorbesc ca câciu. În august, spre sfârșitul lui august, 25, între 25 și 27, nu știu exact, vom stabili, o să fie la Botoșani premiera filmului Elixir. E un film cu un destin de vulpe, beată. S-a chemat Elixirul Tinerece, după aia s-a chemat Elixirul, i-a mai tăiat din ea și acum se cheamă Elixir. Pe motivul că e mai ușor de dus în străinătate să-l vadă și străinii Elixir, înțelege și francezul și neamțul și englezul despre ce e vorba. E un film făcut de marele regizor Nicolae Mărgineanu, îl știți de la Pădureanca încoace, dar a fost și un director de imagine extraordinar înainte de asta, cu vreo 30 de filme, frate și de toate filmate ca director de imagine de el. Un film făcut după o povestire de-a mea,
care se petrece în Botoșani, filmările s-au făcut în Botoșani și de-aia țin să fie lansarea și aici în Botoșani, prima, cum să zic, prima lansare, lansarea legală. Premiera o să fie, filmul va merge în timp la niște festivaluri, filmul e gata, l-am văzut bine. Dar nu-l difuzează încă, pentru că sunt anumite festivaluri și din țară din străinătate care cer ca filmul să nu fi fost dat nicăieri înainte. Și de-aia duce, premiera va fi la primul festival la care se duce și aici va fi premiera de România. Nu, prima lansare în România va fi, țin eu să fie la Botoșani, vorbim cu Martina, nu știu dacă e ok. E povestea bunicului meu. O poveste foarte simplă, un om care ura cu o sticlă în ziua când vin comuniștii la putere. Nu când naționalizează, naționalizarea. Da? Dar nu să-mi fac reclamă ceva, îmi descumpere cărți și bilete, facem cultură, să nu trebuie. Da, mă, dar noi chiar vreau să putem. Voi înveți să înveți. Deci vă aștept la cinematograful Unirea sau poate facem un altul parte, să vedem cum stăm cu pandemia tot de lume. Da, de ce? Transferat de la cinematografie de la cei de la București, a luat o primărie a Botoșani. Dacă e la primărie, e parcă la bine. Vedeți să ne credem ce zice. Găsim noi un loc, facem un parc, facem pe stadion, avem echipă de fotbal, avem de toate, facem și cultura acolo. Și cartea strălucitor va fi ecranizată, am semnat contractul cu Gabriela Nichiardopol de aici din Botoșani, vedeți, totul se întâmplă numai în Botoșani. Ea trăiește în Roma, e cunoscută ca actriță, regizor, scenarist, Eva Dicos, face filme pentru Mapamon, nu pentru România, căsătorită cu regizorul Carlo Fusco de la Roma, ultimul lor film a luat 23 de premii la Los Angeles, premii importante, odată la Sfântul Gheorghe, a fost cinci la... Ea a citit cartea, a plăcut foarte mult, a scris ea scenariul după cartea, a încercat să contopească, nu toate, dar o parte din poveștile botoșanene, să le contopească într-un scenariu, dispar unele personaje, introduce alte personaje, de exemplu, la un moment dat, mi-l înlocuiește pe Alexandru Paleologu, la care trenul reporter se duce să facă un interviu cu un cașetă până așa de mare în cap și duce la paleologul cu fără la cap, în alt de la portofoane, iar o locuiește în scenariu cu Eric Robert, cu actorul. Domnule, vine Eric Robert la Botoșani și tânărul reporter se duce să facă, nu contează din paleologul cu Eric Robert, e o persoană asta. Deci sunt câteva... E o chestie de agațament cinematografic. E o vedetă care chiar va fi un film că ești prieten. Eva, cu... Sperăm că vorbi și actor din Botoșani. Da, asta vreau să zic. Dacă e vorba de primărie, ok, pentru că Eva e prietenă cu primarul, a vorbit cu el să sprijine și municipalitatea cu ceva finanțare la film. Dacă nu cu finanțare, măcar cu niște autorizații care se dau repede să nu știa cum se stă în birocrația românească câteva ani de zile, dacă să închizi o stradă, să filmezi. Deci se va filma numai la Botoșani, cu actori români. Am înțeles că actorul principal deja a fost contactat și tot un băiat de aici, de prin Botoșani. Dar care e actor la București acum. Nu știu, prieten cu fata lui Corlat. Ce mi-am dat și o seama de fie. Cum am interesat mai mult, că nu sunt eu producătorul filmului. Deci se va, dacă se găsesc banii și se vor găsi, pentru că participă și Casa de Filme de la Roma, se va ecraniza și asta, dar nu vă lăsați în baza cu vedeți filmul. Știți cartea, adică e mult mai mult decât... Știți cartea, să puteți să critica filmul după aia. Da, da. Nu, filmul e altceva. Da. Și filmul lui Mărgineanu nu e exact povestea mea. Este viziunea lui cinematografică a poveștii pe care am scris-o. Dimineața vine și ultimul lucru pe care îl mai spun. Bunicul meu, care e personaj în carte, prietenul meu, poetul Costel Zăgania, în sală și la amintește. A fost cârciumar și toată viața era bun pentru că era într-o continuă documentare de serviciu. Trebuia să vadă ce conțin sticlele alea. Poate nu înțelegea din prima, mai încerca o dată. Și bea tot timpul. Dar măcar o mare parte din timp. Era degustător. Da. Îi plăcea. E degustător. Un epicurian. Și spune bătrânețe, având boala stomac din cauza băuturilor proaste, și filmul
elixirul, tot despre o cultură este. Am eu o traumă cu chestia asta. Plângea și spunea mămuței, dă și lui să bea un pahar de săcărică, de rachelul. Aia ținea totul sub chei, nu-i dădea una că era fericită, doi că era bolnav și bătrân. Și ăsta a început să plângă, mi-l amintesc pe tuța. Trebuia să meargă la cosir și nu-i dădea să aibă ceva la el acolo, știi, de vinul. Și când vorbesc, am dat pe la coasă. Îți trebuie. Și nu vrea să-i dea. Și asta zice, era un izvor acolo în Băleaga, în Valea, unde coșa era. Bă, dar da Dumnezeu, așa mă rog la Dumnezeu să vor de spirit. Să curgă spiritul așa din izvor și să mă pun în patru lade, eu cu botul de acolo direct ca bou. Dar nu vrea Dumnezeu să facă binele ăsta. Mărmuța zice, dar de ce spirit? De ce nu vin? Tatăl meu zice, e, nu pierdem timp. În filmul Elixir o să vedeți probe de asta de umor ale unui bătrân trecut prin două regimuri. Filmul e vorba despre nostalgie, unui om care, odată cu schimbarea regimului, i s-a luat și viața și totul. Și libertatea și tinerețea și după aia, nu vă zic mai mult. Ne vedem la premieră. Dacă vreți să ne întrebați ceva pe noi, pe autori, pe criticii noștri, criticilor noștri, recenzii. Că sunt cele mai bune recenzii. Mergeam mai mult la Săr la Cruz, la... Păi am zis că ne cunoaștem vocerul ăsta. Nu ca cele mai bune, nu ca toate au fost favorabile peste tot, dar multe au fost foarte superficiale. Voi ați citit în profunzime. Te rog frumos să-mi dai la autograf. V-ați luat în serios.